maximum ca să înțelegem care este deranjul și care este misiunea noastră pe parcursul următoarelor două zile. Deci, vreau să vă informez că la ziua de remotoședință, cu participarea Secretarului de Stat, sub egida Ministerului de Interne, deci sub conducerea domnului general, deci a fost o discuție și la nivelul de prim-ministru, în acest sens, și s-a solicitat ca autoritățile, începând de la cele centrale, în cooperare cu autoritățile publice locale, să identificăm forme, metode și mecanisme cum am putea să reducem din consecințele deci acestor fenomene sau acestor acțiuni. O campanie de minimalizare a riscului producerea incendiilor în sectorul locativ. Cu acest prilej, noi venim în adresa la toate instituțiile, familiilor cu mulți copii, social vulnerabile, de grupuri de risc, pentru a informa și a sensibiliza privind riscul de producere a incendiilor în sectorul locativ, mai ales care întrebuințează sobele pe combustibil solid. Problema cea mai mare este anume intoxicarea cu CO. Știți că el nu are nici miros, el este practic invizibil. Dacă gazul lichifiat care îl folosim din conductă, el are niște caracteristici, deci de a fi mai ușor, dar are un miros specific, se introduce o componentă chimică de a fi identificat, deci el se ridică deasupra și poate fi simțit. Acel balon de gaz, care noi știm că îl folosim mai mult în condiții fie în bucătării de vară, etc., el are alte caracteristici, e mai greu ca aerul și el se așează pe suprafața codelii. La fel poate fi identificat CO-ul, deci anume, iată, produsul ăsta a arderii gazilor, cu păreri de rău, creează, iată, anume, situația respectivă. Sau, în caz dacă acea încăpere nu are geam, nu are nimic, deci trebuie fi două găuri, sus și jos, ca să poată fi făcut circuitul aerului. Nimeni nu suntem protejați de astfel de momentele, pot să apară oricând, momentele care obligatoriu trebuie să ținem cont. Iar poate fi pus deasupra pe... În cadrul unei companii care desfășurăm azi teritoriul raionului Căușeni, pe lângă
paralel cu alte companii de prevenire cu mergi în casă protejată, o viață salvată, e cu mult mai ușor să previi un incendiu decât să-l lichidez. Am venit la dumneavoastră în familie, deoarece dumneavoastră aveți o familie cu 6 copii. În interiorul casei dumneavoastră aveți 3 somni. Practic sunt niște reguli pe care trebuie să le respectați, deoarece sunteți responsabili de securitatea, nu numai dumneavoastră, dar și acestor 6 copii minori. În primul rând să nu lăsați copiii fără supraveghere în casă și unii singuri. În al doilea rând să vedeți că noi am instalat această placă de metal, deoarece conform regulilor de apărare împotriva incendiului, în fața unei sobe trebuie să fie montat o astfel de placă, deoarece jaraciul care poate cădea din sobă să nu dea foc la covor sau alte mijloare. De asemenea, lângă sobele date nu trebuie să păstrați lubrifianți, care pot provoca o explozie în urmă. Și de asemenea, pe sobă, în cele 3 sobe, să nu puneți la uscat haine sau alte careva articole, pentru că acestea, la rândul lor, să nu iei foc la temperatura înaltă a sobei. Noi vă îndemnăm să respectați cu strictețe regulile de apărare împotriva incendiilor și să fiți responsabili, atât pentru securitatea dumneavoastră, cât și pentru cei mici.